Salut, prieteni! Sunt Mihai Stepanov și am un anunț pentru toți cei ce lucrează în internet sau vor să afle cât mai mult cum se poate de câștigat pe net. Deci eu am hotărât să deschid o școală nouă. Deci cine mă cunosc, pe mine mă cunosc după video, tutoriale care le plasez regulat pe canalul meu care este deja de mai mult de 3 ani. Dar la momentul actual, din comentarii, înțeleg că multe persoane practic au experiență zero în domeniul criptomonetelor. Și am hotărât să fac o școală în care voi începe de la zero un alt canal unde ce trebuie de făcut. Dacă doriți, practic în fiecare zi poate să fie și 2-3 video pe zi pe diferite teme, voi aduna pe acest canal. Pentru aceea, ca să nu scăpați toate video cele noi, vor fi foarte diferite teme. Deci, începând cum de creat un portofel, cum de schimbat o monetă pe altă monetă, cum de înregistrat pe o bursă pe alta, cum se face vânzarea, schimb, cumpărarea și așa mai departe. Pentru că dacă vă uitați pe site-ul numărul 1, care duce evidența la toate criptomonete. De pildă este așa site sub denumire CoinMarketCap, unde sunt mai multe mii de monete înregistrate, cele mai răspândite. Deci, iar dacă ne uităm după top 100, cea mai răspândită monetă este Bitcoin. Pe urma doilea Ethereum și se vede. Deci, inițial moneta Bitcoin a apărut 10 ani în urmă, ea costa un cent, acum ea costă, dacă vă uitați, 5.000 de dolari. Ideea care că aceste monete, multe din ele se poate de adunat gratis. De pildă, în unele articole se spune că Bitcoin va ajunge, de pildă, în 2022, 250.000 de dolari un bitcoin. Ideea care, că încă acum se mai poate gratis de adunat această monetă pe diferite site-uri. Cum se poate de adunat, voi face video și le voi plasa pe canalul meu vechi, dar în special, în primul rând, pe acest nou, căci multe video deja sunt în adâncime pe cel vechi, oamenii nu le pot găsi, voi face diferite tutoriale cum de lucrat mai bine pe acest canal. Ideea care că trebuie să vă abonați. Deci intrați pe canal, apoi apăsați pe plăcată, pentru ce trebuie apăsat pe clopoțel, pentru că de fiecare dată când va apărea un video nou, veți fi informat. Dacă nu faceți acest lucru, o să scăpați informația când a apărut video nou. Deci video, dacă vă abonați, o să le vedeți. Dar poate fi informația care este deja neactuală, de ce e cel mai bine să apăsați pe clopoțel și când intrați pe YouTube, vă apare informația cea cu roșu, de pildă, la notificări, de pildă că este un video nou. Ați intrat, v-ați uitat, ați înțeles ce am spus în lecția dată. Deci fiecare video sper că o să fie destul de interesant. La fel, puteți să vă înscriți și la canalul meu Instagram sau pagina mea să mă urmăriți. Unele lucruri voi posta și aici. Dar, ca să găsiți canalul meu YouTube, ce faceți? Apăsați pe acest link și vă aruncă la pagina dată, unde deja faceți pagina care am explicat. La fel, vă recomand în comentarii să scriți ce teme doriți ca să le postez, pe ce teme să fac video noi pe canalul meu acesta, unde va fi o școală gratis pentru toți doritorii. Cam atât ce am vrut să spun, numai bine!